Vă salut, eu sunt Andrei și aventura cu Loganu continuă. Astăzi vrem să-l ducem, să-l punem pe dyno. Să vedem câți cai mai are după 752.000 de kilometri. Numai că avem o mare problemă. De două săptămâni stă mașina asta aici, parcată în drum. Pentru că fiți atenți. Nu mai pornește. Și nu știu ce are, nu e o chestie gen, hei, nu mai are curent. O mers, gândiți-vă, am venit cu ea atâția kilometri și dintr-o dată am venit cu ea până la birou la Mircea și când să dau să plec, nu mai pornește. Pare ca înainte aici, adică nu vezi ceva diferit. Însă am o mică teorie, pentru că inițial am crezut că e pompa de benzină, dar am dat jos bancheta, uite aici, și ascultați, nu știu dacă se aude. Încarcă atunci când pui contactul, doar că nu pornește. Și mai e o teorie. Poate e senzorul de pe volantă, dar pe lângă senzorul de pe volantă, aici avem instalația asta de gaz. Și un pic foarte dubios că mai de mult mie mi s-a prindea becul ăsta de la rezervor mereu. Deci puneai contactul, aveai becul de la rezervor. Acum nu mai s-a prinde becul la rezervor și am citit pe net că la 1.4 MPI gazul se montează cumva beculețul ăsta pe poziția de la bobina de inducție, deci trebuie să verificăm siguranță bobina de inducție, senzorul, că poate e senzorul de pe volant, n-am nicio idee, dar trebuie să verificăm ca să putem merge la dyno, nu putem să stăm aici. Să vedem ce ne zice și testerul, tu dai seama, gen, cum să ai atâta noroc să nu se strice pe drum de la Bacău, dar atâta ghinion să strice fix după ce ai ajuns acasă. Am găsit trei erori, una la sonda lambda, un rateu la cilindru 4, apa aia e logic, mai dai rateu în viață, nu? Și una, o eroare la sistemul de evaporator, nu știu cum zice în română, din rezervor, da? Nu cred că niciuna dintre astea ne face nouă problema, adică sonda lambda de aia avem check engine-ul pornit, rateu e rateu și chestia aia din rezervor care practic ia vaporii de benzină și mai bagă în cotură, ar trebui să meargă și fără aia. Nici baterie nu mai are, deci trebuie să-i dăm și curent. Trebuie să-l împing un pic, dar s-a blocat. Hai. Hai. Stai, mă. 25 de milioane. Mai bine. Dusterul, uitați, e de bogat. Are amortizor. Dar Loganu n-are. Dar are sistemul nostru convențional. Să vă prezint trusa mea de scule. Iată. Deja e veche gluma asta. Nu-s neapărat cele mai noi bujii, dar dacă urmez până acum, ar trebui să verificăm să dea scânteie și acum, nu? Deci facem schema tipică cu scânteia. Back! Și ții! Poți să lași? Mai stai un pic? Mai dai o dată? Poți să lași? Deci e destul de clar. S-a hotărât așa Loganu să nu mai dea el scânteie. Deci bobina de inducție, siguranțe, n-am nicio idee. Cum să-ți mânci zilele? Asta e bobinuța de pe Loganul nostru 1.4. Pare un pic crăpată pe aici, sper asta să fie problema. Mergem să luăm alta, dar trebuie să fie cât mai ieftină. Avem bani de stricat. Pregătiți-vă că domnul care o să ne dea bobină de inducție nu știe că am venit cu camera, eu îl cunosc de când avem 1300 și... Ce pot să vă zic, că e un adevărat personaj. Uitați aici, cel mai bun dezmembrator de Dacia din Cluj. Din Cluj sau din România? Nu zice nimic. L-am surprins, adevărul lui. Nici nu știu dacă asta e baiul. Deci de obicei, dacă ăla e baiul, nu-i mereu un piston. Nu pornește. Nu-i de acolo? Nu pornește deloc și îi pe gaz și aveam un beculeț care mi indica când e pe benzină și beculețul l-ai stins acum. Ce mașină? 1.4 MPI, Logan, 2008. Nu cred că e de acolo. Dar de la ce? Zim de la ce crezi? De la pompa de benzină. Nu că pompa de benzină face, zzz, frumos. Zim tu ce să mai verific. Sper că nu o primați.
Sper că nu te filmăm. Da. Numai picioarele. Bine, Andrei. Nu zi-mi ce ar putea fi. Senzorul de turație. Atunci, îmi dai și un senzor de turație? În ce an e mașina? 2008. 2008? 2008. Am scăpat, nu mai dau banii pe bobină. Asta cât e? Du-te, fă-o și apoi vedem. Oh, ai văzut ce înseamnă să ai... Ce ne vedem mâine. Pretin de valoare. Ăsta e senzorul de la domnul cu Dacia. Nici măcar nu l-am montat, doar pe meu l-am forțat un pic la locul lui. Și fiți atenți, Loganul campion. La prima cheie! Woo! La prima cheie! Deci putem acum, dacă ne mai primește la dyno, astăzi, să mergem să facem dyno. Să vedem câți căluți are golanul. În interior sunt băieții care fac softuri și dyno-uri. Iar noi le-am adus o mașină cum, eu nu cred că ori mai avut ei mașină așa aproape milionară. Vreau doar să menționez că mașina asta rulează cu combustibil de la OMV, are de la de 100 dacă mai știți, am băgat la Bacău, încă ne-a rămas. OMV susține această serie cu golanul și momentan au în aplicație o ofertă cu puncte duble. Deci recomand să descărcați aplicația OMV My Felix Station pentru că aveți puncte duble la orice alimentare. Hai să pornim mașina! Woo! Și să deschidă băieții, vreau să văd dacă vor fi impresionați de mașina noastră. Adică la ei costă un soft cât Loganul. Sau poate e mai ieftin Loganul decât softul. Ia uite-l pe Victor. Numai să-i arăt lui Victor ceva, uite, deschide un pic ușa în spate. Asta. Da, ești pregătit? Uită-te în interior, asta e cea mai tare dotare. A? Aici e un pic așa. Da, păi așa e stilul ei. Așa e designul, nu? Da, bandă LED. Te-ai pus lustră. Hai să vedem câți cai are prima dată. Ar fi trebuit să aibă 75 de cai. 1.4 MPI are 75 de cai, dar totuși, după o viață de kilometri și de gaz, poate ori mai plecat câțiva? Mai are gaz pe ea. Are, dar e oprit. Că putem face test și cu gaz. Nu e oprit, nu, mi-e frică să bag gaz în ea. Când au avut revizia făcută? Altă întrebare, nu? Deci care e estimarea ta, uite? Câți cai o să scoată? 73. Numai 3? 2? Eu nu, eu zic că e moartă. Da? Am e venit moartă? Cu ea, da, e moartă. A, acum nu știu, eu zic una bună. Una bună, nu? Hai să vedem. După ce am văzut șoapii domnului din patru. Nu umbli numai cu mânuși în portbagaj. Asta e trusa mea de scule, e bine să ai la tine când ai... Da, ăsta e un braț, da, e un braț nou pe care l-am păstrat. Alea-s plăcuțe de frână. Și uite, e și o pătură. Domnul mi-a dat-o cu o pătură. Ia și o sticlă spartă. Ai de capul meu. Ce se întâmplă acum e că Loganul, cum are mulți cai, trebuie să legi la dyno, știi? Să nu cumva să plece, să ajungă până altă planetă. Și în față nu mai avem cuiul ăla din bară care se bagă. Și nu prea ai de unde să-l legi, așa că băieții acum se documentează dacă poți să-l lege de brațe, știi? Că trebuie ținut pe loc, e prea puternic. Da. Aș putea să-ți fac o poză. Fă o poză. Deci... Dar nu, aia e ventilația. Cam așa e gaura acolo. Și trebuia să fie un cerculeț, așa cum e la jantă. Am înțeles. A, deci trebuia să fie o gaură. Da. A, s-a mai mărit un pic în timp gaura, de inflație, acum atât i-a crescut. A, și asta e pe partea opusă. Da, bine, nici asta... Aici încă nu a lovit-o inflația, da. Da. În motorsport, în sporturile cu motor, știm foarte bine că mașinile ușoare sunt mașini rapide. Vrei să fii ușor, câștigi secunde vitale pe circuit. Bine, vrei să vezi cam cât e, cam uite așa e tabla. De bună. Mm-hmm. Da, e rezistentă, cum ar fi. E rezistentă, da. A, da, uite, vezi ce scrie pe el. Descarcă, aplica. Descarcă, aplic. Nu e ușor să faci un dyno. Multe lume subestimează chestia asta, știi? Că ar fi ușor și cred că... A, bă, punem așa, e ca la testul de frâne, știi? Da. Păi când... A, dar stai că... Vai, avă, trebuie să legați, trebuie să centrați, trebuie să calibrezi. Că-ți dai seama că... Dyno-ul ăsta, în funcție de ce raport ai sau ce roți ai, știi, învârte într-un anumit fel. Victor, acum ne te justifică de ce să ne ceară mulți bani. Nu. Am
făcut primul run aici cu Victor și am obținut 60,1 căluți. Deci 60 de căluți la motor, o pierdut 15 și 100 de Nm cuplu. Da. Deci în mod normal ai zice că no, are un pic de oboseală în ea, poate, nu știu, niște bujii noi, ceva de genul ar ajuta, o mai schimb bujiile. Poate, da, poate e infundat. Are catalizatorul pe aia, să știi. Da, uite, da. Deci dacă... Bun, și acum Victor a venit cu o idee. Bă, n-avem bani de bujică. Hei, n-avem bani. Să testăm un mit urban. Se scoate în zi. Filtrul de aer afară. Catalizatorul. Da. A, uite cum țâșnește apa. Asta e interesant să filmezi. Wow, ia ce tare. Wow, ce tare țâșnește apa, da. Dar nu, că mi-a zis omul că pe aici țâșnește apa, adică a fost cinstit. O stropitoare acolo. Stai să vedem așa. Uite, o vezi? Eu o văd, da, telefonul mai greu, uite. Da, da, dă un pic de apă, no, e ok, da, adică e okay, spală străzile, știi? Da. Și vrem să testăm câți cai are... Fără filtru de aer. Fără filtru de aer, adică să tragă aerul direct, să nu mai treacă prin filtru. Exact. Asta are două funcții, era dacă clienții nu plătesc. Aia. Lasă. Și trebuie să ajungem la filtru, care cine știe de când a mai fost schimbat. A? Bip, bip, da. Are o vârstă. Mai merge. Eu zic că e murdar. Da, eu zic că e murdar. Dar ce mi-a sărit în ochii murdar. Și acum facem un run fără filtru și o să și sune tare că acum... O să facem două. Cu capac. Mă lasă, Victor, ai... El tot pune pe ranul aici, că pune pe contul meu bancar. Deci avem 60,1 căluți, 60 de căluți, acum avem filtrul afară, uitați-l aici și ne pregătim. Colegul nostru, expertul nostru zice că vreo 64 de cai, deci 4 cai câștigi fără filtru. În cazul în care vreodată te grăbești și zici, nu, stai că ce tare mă grăbesc, scos filtrul afară, dar o să avem rezultatele imediat. Ce spui? Că mint. Și avem rezultatele, uitați-vă! 61,1, deci de la 60,1 la 61,1, deci am scos filtrul afară și am câștigat numai un cal. Deci am riscat să-mi bage mizerie în admisie și în motor pentru un cal. Puțin. Bine, poate nu la toate mașinile așa, plus că Victor spune că e un mit faptul că dacă scos filtrul ai mai mulți cai, pentru că, în mod normal, un filtru bun ar trebui să-și facă treaba, dar nu, ăsta nu e un filtru bun și nu e niciun Logan bun, deci un cal în plus. E ceva acolo așa simbolic cum ar veni. Băieții ăștia sunt foarte pasionați și nu ne lasă să încheiem vlogul. Ei au zis, bă, Andrei, hai să facem și mai mulți cai din ea, să încercăm să-i ștergem check engine-ul, să-i ștergem codurile de eroare, că atunci poate îi dă mai multă putere. Computerul motorii zice, bă, n-ai check engine, dă-i să rupă. Și-o pus pe ea testerul și fiți atenți ce cod de eroare le-o dat. Destructive misfire, deci practic rateu destructiv în motor. Bă, e un cod de eroare cu un nume interesant, adică destructiv, știi, nu zice, băi, rateu, ci rateu de la, rateu de la nesimțit. Băieți, o să le șteargă și să sperăm că după aia mai pornește mașina. Oh, nu mai am check engine în bord, ia uitați-vă. Mașina asta a fost cumpărată cu check engine și acum nu mai are check engine, deci era doar o problemă de bec. Dar să sperăm că putem face o tură fără check engine și fără filtru. 1000 de cai, garantat. Avem și rezultatul ultimului test, 61,8. Am stors tot ce s-a putut ștoarce, benzină bună, de la OMV de 100, fără filtru, fără check engine în bord. Probabil niște bujii noi ar ajuta, ar ajuta, dar ne mulțumim și cu 62 de cai și putem pleca spre casă împăcați. Și asta a fost experiența noastră, eu am fost Andrei, ăsta e un filtru foarte vechi și ieftin. Scrieți-ne în comentarii ce vreți să mai facem cu golanul ăsta până nu-l omorâm cu totul. Trebuie să-l transcriem, să-i punem numere de Cluj, ne-ar ajuta o sugestie. Cum să-i punem? Cluj 01 cum? Tax. Tax. Eu m-am gândit la Cluj 01 Boc. Dar vedem dacă e disponibil și, bineînțeles, ne vedem la următorul. Salut!